Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă zi de Vlogmas. Ne-am trezit și noi nu de foarte mult timp. Unii nu în totalitate, spre exemplu eu. Unii mofturoși, unii cu nasul înfundat, unii supărăcioși, unii cu foame. Dar să sperăm că va fi o zi bună astăzi. Sofiuța este acasă, v-am zis încă de aseară din încheierea vlogului, că o vom opri acasă, nu o vom duce astăzi la grădiniță. Ea seara avea un pic nasul înfundat și am zis ca după bălăceala pe care a făcut-o aseară să o țin acasă, ca nu cumva să răcească așa preventiv. A fost bine noaptea trecută, s-a foit de câteva ori și ea, dar și e, doar bineînțeles, n-a făcut febră, dar s-a trezit cu nasul înfundat și îi curge. Mâine cred că o să duc la grădiniță, pentru că mâine au petrecerea de Crăciun. Chiar în dimineața asta, când eu trimiteam mesaj cu absența ei, am primit mesaje la directoare că mâine e petrecerea de Crăciun și sunt curioasă dacă ei nu fac serbare, adică nu a zis nimeni nimic până în momentul de față de nicio serbare, stai că te ajută mami, și îi scrie mai înainte soțului, oare ei nu fac, am văzut în alte zone ale Germaniei că se face serbare la grădiniță și sunt curioasă dacă și la Sofiuța se va face. Am acolo în spate pusa lui Eduard de la scaun, am și niște haine, le-am strâns mai înainte de pe uscător și trebuie să merg altele să pun la spălat. Nu știu ce să vă zic despre ziua de astăzi, n-am plănuit absolut nimic. Trebuie să-mi fac o listă cu ce trebuie să cumpărăm pentru Crăciun și nu știu dacă ajungem astăzi, după ce vine soțul. M-aș fi dus eu, mi se pare că a luat mașina, s-a dus cu mașina noastră astăzi și nu prea pot să mă duc eu. Și nu știu dacă o să mergem la cumpărături sau o să fac astăzi curățenia aceea, retușul dinainte de Crăciun. Bar nu am, vedem, descoperim împreună. Cu siguranță acum merg să pregătesc ceva copilașilor să mănânce și cred că o să fac niște clătite cu banane. Să vedem dacă asta mănâncă Eduard astăzi, v-am zis și în zilele trecute. Mă termină cu nemâncarea asta lui. Unde ești, Edușor? Edi? Mă apropie ora de somn al lui Eduard, că nu vrea să mai stea decât în brațe. Am pornit mașina de spălat vase. Voiam să vă arăt cum am mâncat mie copii în această dimineață. Asta e farfuria Sofiuții, a mâncat tot. Și asta este al lui Eduard. Sunt foarte mulțumită de el în această dimineață, mai ales după zilele în care n-am mâncat aproape că nimic. Astăzi a mâncat super de tot și a băut și din Actimel, cam jumătate. Și asta este ce o să mănânc eu acum. Am să iau și clătita cealaltă care a rămas lui Edișor. Și îmi fac repede o cafea înainte să-l pun pe el la somn și apoi vedem ce facem. Everyone knows that Christmas should be white. Thing Crosby got that right. Oh, but I'm in Copenhagen.
Bravo. Și aici trebuie să plătăm o mașină, nu? Asta e căluț. Uite, un cer, vezi? Ierișor încă doarme, Sofiu ți-a zis că nu mai vrea să facă activități și vrea să coloreze singurică. Și dacă tot colorează, am rugat-o să vină și să stea aici în pătuț, ca să fac și eu patul, să pun hainele astea pe care le-am împăturit la loc și să mă apuc așa încet, încet de treabă. Astăzi, până la urmă, am plănuit să fac curățenie, să trec așa prin fiecare cameră, să aspir, să spăl pe jos. Și nu voi mai face săptămâna asta, nu știu, cred că duminică dimineața doar mai dau cu aspiratorul și cu mopul. În rest nu mai fac nimic ceea ce ține de curățenie. Am luat o mică pauză de la treabă, că s-a trezit Elișor și am făcut pauză vreo 20 de minute, timp în care ne-am iubit și drăgălit toți trei și acum copilașii ronțăie ceva și pentru că ei sunt ocupați, eu vreau să-mi continui treaba și am ajuns în bucătărie, deja am pus vasele din mașina de spălat la loc, vreau să umblu un pic în frigider să văd ce mai am pe acolo și apoi să șterg și aici, bineînțeles, platul și după vom merge în sufragerie, dar acolo am câteva jucării pe jos și apoi aspirăm toată casa și spălăm și gata, curățenia. Mi-am luat și eu aici ceva dulce, dacă tot ronțăi copila și să mănânc și eu ceva bun. Vrei și tu o ciocolățică de asta? Da? Uite. Cu plăcere, iubita mea. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday.
a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Bravo, mami! Am exersat cu Sofiuța zilele astea un cântecel. Exact, o braț frumos ca să îi cânte moșului când va veni la noi. M-am să spăl pe jos, dar las asta pentru atunci când vor dormi cei mici. În schimb, acum m-am apucat să pregătesc ceva pentru prânz. Avem ciorbiță de ieri făcută. Când am zis să o las pentru diseară și am făcut curățenie în frigider și am văzut că mai aveam câteva ciuperci pe care le-am feliat, mai aveam și două felii de șuncă din asta așa presată, le-am tăiat și pe ele în bucăți mici și pun acum să fac niște paste cu ciuperci, șunca asta și crema așa de brânză. Ies foarte bune. Tu ce zici? Să fim că cântă. Bravo, iubire! But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Unde te ascult? Tomorrow it is Christmas. Sophie! The first for you and me. Unde iei? Da-dum, 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 da-dum. Unde e Idi? Știi tu unde este? Ia arată tu, mama, unde e Sofie? Unde este? Acolo e? Ce m-ai speriat! Are scârbit acolo după pom? Sofiuța vrea să ne uităm la Barbie. Deja i-am pus acolo un episod cu Barbie muschetar și mi-a zis dacă vreau să fac niște floricele ca să mâncăm în timp ce ne uităm. Bineînțeles că ea mi-a respectat dorința și am făcut floricele pentru ea, dar și pentru noi. Am să-i dau și lui Edi și ori câteva haide. Abia așteaptă, i-am dat una mai micuț așa. Îi le rup eu ca nu cumva să se nece cu ele. Haide aici la Sofie. Și Sofiuța e acolo. Și se uită la Barbie, după cum am zis. Hai să pupăm floricele. Sofiuța, hai sus. Opa, uite ce pregăti, mami. Multe, îți plac? Nici mă mai bag în seama acum. Dă mami și ție, iubire. Hai să dăm mami o bucățică așa mai mică. Uite, Edi.
Love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow. Am luat aici să-mi pun un pic de suc de dimineață, n-am apucat să beau cine știe ce din cafea. Am băut, cred că vreo dublu și apoi mi-au lovit o copilașă și au vărsat-o aproape pe toată pe jos. Și cola asta este și rece, exact ceea ce îmi place mie. Văd că afară a început să ningă, nu foarte tare, dar e promițător. Chiar mă gândeam de dimineață când am dus gunoiul, văzând că plouă, mă gândeam că e posibil să nu avem anul acesta zăpadă de Crăciun. Dar totuși e acolo o mică speranță că va ninge ceva mai mult. Sper să se prindă. Dacă a plouat, nu sunt așa de mari șansele. Copilașii dorm. Soțul m-a sunat că vine și el de la lucru. Astăzi a scăpat un pic mai devreme și eu vreau să merg și să îmi termin lista de cumpărături. M-am apucat de dimineață să o fac. Nu știu dacă mergem astăzi, că puișorii s-au pus cam târziu la somn și chiar m-a întrebat soțul, mergem astăzi sau lăsăm pe mâine? Să vedem cum se trezesc ei și vreau să-mi termin acolo lista de cumpărături. Am încercat să mă organizez un pic zilele ce urmează, să-mi scriu așa cam cum aș vrea să împart preparatele pe zile. Și vreau să vă răspund și vouă la comentarii. Am primit așa de multe comentarii cu urări pentru Sofiuța. N-am reușit să răspund ieri, nu știu dacă reușesc astăzi și profit de ocazia asta să vă mulțumesc aici. Vă mulțumesc din toată inima. Vă spun că nu mă așteptam să primească așa de multe urări aici pe YouTube, dar am și o grămadă în privat și la pozele pe care le-am pus pe Facebook și pe Instagram. Deci nu mă așteptam să primească așa multe și frumoase urări și ce aș putea decât ceea ce ați dorit voi, copilul meu, să se întoarcă și la voi. Foarte frumos, ziceți din partea voastră. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă rog să mă scuzați dacă nu reușesc să răspund la toată lumea, dar eu încerc și mă străduiesc, mai ales că acum vin zilele astea așa mai aglomerate, dar după ce se termină cu vlogmasul, voi lua la puricat și voi răspunde chiar la toate comentariile. Da, și cam asta, am mai ieșit și coletul acela cu produsele de la HIP, le-am făcut copilașilor niște poze cu ele, cu borcanașele și trebuie acum să postez ceva. Nu e chiar gratis, adică n-am plătit nimic, dar eu trebuie să fac câteva postări cu aceste borcănașe. Da, merg să mă apuc de treabă până nu se trezește cei mici, îmi iau sucul, duc pe celălalt la frigider și merg să vă răspund și vouă, măcar la vreo 20-30 de comentarii și apoi continui acolo lista. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first.